Este coada acum pe dealul Patriarhiei la cel mai mare pelerinaj din capitală. Mii de oameni așteaptă să se închine la racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Colega mea, Denisa Dicu, este acum pe dealul Patriarhiei. Denisa, văd în continuare foarte mulți oameni care așteaptă la coadă. Pentru ce se roagă? Bine te-am găsit, Corina, bine v-am găsit, domnilor și domnilor, pentru sănătate și pentru pace în lume. Pentru asta se roagă oamenii care au venit astăzi aici la Catedrala Patriarhală din Capitală și am reușit să vorbesc cu o parte dintre ei și spuneau că în aceste vremuri grele e important să nu ne pierdem credința în Dumnezeu. Sunt zeci, poate chiar sute de credincioși care au venit aici pentru a se închina la Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie. Unii dintre ei stau la coadă chiar și de o oră și 20 de minute și așteaptă să ajungă la catedrală, acolo unde este și racla cu Sfintele Moaște. Pelerinajul este organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor și va ține până vineri 28 octombrie, astfel încât toți oamenii care își doresc să ajungă aici să o pot face. Să poată să ajungă să se închine la Sfintele Moaște. Catedrala se va închide astfel vineri, după închinarea ultimului credincios la racla cu Sfintele Moaște, asta aproximativ în jurul orei 22. Mâine va avea loc și procesiunea religioasă, un moment foarte important care va presupune scoaterea Sfintelor Moaște și purtarea lor pe un traseu care va străbate centrul capital. Slujba religioasă de luni va fi săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la altarul mare de vară al catedralei. Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, este prăznuit pe data de 27 octombrie. Nu obosim, chiar dacă așteptăm. Mă simt foarte, foarte bine. Mă simt. Pentru ce v-ați rugat în mod deosebit? Asta, dacă ne puteți pentru spune. Sănătate, domnule. Că eu am un malin. Și parcă Dumnezeu mai îndă putere și mă ocrotește. E prima dată când vin la Sfântul Dimitrie, dar mi-am dorit întotdeauna acest lucru. Și cum ți se pare? Ce ai simțit când ai ajuns? Mi se pare o încărcătură duhovnicească extraordinară și mă bucur foarte mult să văd că România ortodoxă încă trăiește prin toți cei prezenți aici. Rugăciunea este foarte importantă și consider că m-a ajutat în cele mai grele momente ale vieții. Pentru sănătate, pentru familie, pentru copilași.